Iată o tendință total surprinzătoare pe care o numesc Let It Rock, dar putem să o numim foarte bine starea în bucate, pentru că ea presupune un element total neașteptat introdus într-o situație vestimentară clasică de cele mai multe ori. Și o să vă arăt câteva exemple foarte clare. Avem, de exemplu, o rochie de seară, dar cu un beanie pe cap sau cu cizme rock. Sau avem un pantalon argintiu, dar combinat cu un hoodie. Întotdeauna trebuie să vă gândiți la elementul de surpriză, pentru că această surpriză este cea care te face memorabilă. Și elementul de surpriză nu trebuie să fie doar rock, cum am procedat eu în acest calup de tendințe, poate să fie, de exemplu, un amestec foarte bine de casual cu funky, adică să ne gândim la o ținută monocromă la care adăugați un element foarte, foarte, foarte colorat. Totul ține de fantezia voastră, adică nu există o limită, e doar un îndemn la a vă juca cu ținuta voastră. Sper că v-a plăcut această joacă creativă, eu o găsesc extraordinar de interesantă pentru că ea vă va forța să vă depășiți limitele stilistice. E un mod foarte interesant de a vă gândi altfel la garderoba voastră, de a lua elemente pe care de obicei le puneți într-o anumită combinație și de a le muta complet neașteptat în cu totul altă combinație.